mult pentru invitație. Îmi pare bine să fiu, iată, în cel de-al patrulea an la Business Days. Chiar dacă am reprezentat pe parcursul acestor ani diverse companii, dar sunt pasionat de tehnologie și cred că subiectul de astăzi, cum influențează tehnologia, modul în care face un business, este unul foarte interesant. Aș începe prin a-l cita pe Thomas Friedman, care spunea că lumea devine mai plată odată cu tehnologia care, iată, își face loc din ce în ce mai pregnant în viața noastră. Ce înseamnă acest lucru? Că lumea devine mai plată. El numea acest lucru globalizarea 3.0. Prin diferență, globalizarea 1 a însemnat guverne, a însemnat imperii, care au dus un mod de lucru, un mod de viață spre globalizare. Globalizarea 2.0 a însemnat și încă înseamnă multinaționalele, iar globalizarea 3.0 înseamnă că barierele care sunt reprezentate în general, nu știu, de la un guvern puternic, de la o armată puternică, de la proprietatea asupra mijloacelor de producție, la puterea financiară, aceste bariere se aplatizează, astfel încât devine mai simplu ca cineva care are o idee să poată să o pună în aplicare utilizând tehnologia. Aș vrea să vorbesc despre trei elemente importante care, după părerea mea, definesc foarte bine impactul tehnologiei asupra modului în care facem business. Așa cum am auzit și cum o să auzim probabil în aceste două zile, totul va fi conectat digital. Și aici aș vrea să spun chiar totul. Evident, am vorbit despre social media, wearables, dar aș vrea să vă dau un exemplu chiar din domenii mai puțin evidente, chiar din domeniul securității, da? unde tehnologia schimbă paradigma de la paradigma de need to know la need to share. Studii arată, de exemplu, că partajând informațiile, atentatele din 9-11, din septembrie 2001, ar fi putut fi prevăzute. Acest sharing, această conectivitate digitală are loc în toate domeniile, inclusiv în acest tip de domeniu. Al doilea lucru, partajarea resurselor, și am văzut mai devreme un exemplu, devine standard. Modul în care aceste resurse sunt partajate se modifică, dar devine un trend. Am văzut mai devreme un exemplu dat de către Marius Uber, dar avem Airbnb și așa mai departe, multe, multe exemple, toate vin din nevoia de a folosi niște resurse într-un mod mai eficient. Și avem, iată, nu firme de taximetrie, firme de travel, care practic nu dețin active. Acest trend este esențial. Acum, una din principalele provocări pe care tehnologia o aduce în modul în care facem business este complexitatea. Faptul că schimbarea se întâmplă la o rată foarte, foarte rapidă. Faptul că trebuie să gestionăm o cantitate enormă de date și să reușim să extragem informația utilă din aceste cantități, din această vastă cantitate de date, este o provocare imensă, iar jucătorii tradiționali reacționează la aceste provocări prin strategii, prin a se focaliza, prin a se concentra pe strategii pe termen scurt. Astfel încât, mă rog, unele lucruri nu se schimbă niciodată. Ca să ai succes, trebuie să ai o viziune și să ai o strategie pe termen mediu și lung. Dar ca acest lucru să se întâmple în acest context, trebuie ca valorile noastre personale să fie mai mult ca niciodată sincronizate cu valorile companiei, cu strategia de business. Ceea ce ne duce la al treilea element despre care vreau să vorbesc, și anume faptul că în acest context succesul apare în momentul în care elementele de motivare internă le depășesc, le egalează și le depășesc pe cele externe, gen salariu, mașină și așa mai departe. Și aici aș vrea să dau un exemplu, nu e un exemplu foarte recent, dar e un exemplu, zic eu, semnificativ, care acoperă toate aceste trei elemente. În a doua parte a anilor 90, Microsoft
investea foarte puternic într-o platformă care se numea Encarta, nu știu câte dintre dumneavoastră își mai aduc aminte. Vreau să fac o prima enciclopedie online. Am investit milioane de dolari, au plătit foarte bine profesori, studenți și așa mai departe. Evident, Encarta nu mai există acum. Ce avem în schimb? Avem Wikipedia, care practic a fost făcută de voluntari. Deci este un model de business, după părerea mea, care trece prin aceste trei elemente foarte, foarte clar. Acum, aș vrea să dau niște exemple și din domeniul în care lucrez acum, în domeniul sistemelor de iluminat, și aș vrea să vă dau niște exemple unde tehnologia schimbă paradigma acestei industrii. Și, în primul rând, să vorbim despre zona de consumer, acasă, Connected Lighting, Hue. Deci, în momentul de față există becuri wireless, care se controlează wireless, le punem în orice corp pe care îl avem acasă, le controlăm din telefonul mobil și numai imaginația noastră ne limitează ce putem să facem cu aceste becuri. De la a folosi location services, când plecăm de acasă, se stinge lumina, când venim, se aprinde, în a, nu știu, da copiilor posibilitatea de a face party, de a face o discotecă cu luminile din casă. Pentru cei foarte maniaci, becul poate să clipească dacă primesc un mail, de exemplu. Încă o dată, imaginația este limita a ceea ce putem să facem. Mood lighting, putem spune o poveste copilului și dacă spunem că animalul intră în pădure, se pot face luminile verzi și așa mai departe. Al doilea exemplu se numește visual light communication. Deci, în momentul de față, există tehnologia de a transmite informații prin modularea luminii, care cred că va fi o tehnologie disruptivă, nu numai în sistemele de iluminat, ci și în zona de comunicații, deoarece permite viteze mult mai mari decât wireless și, de asemenea, localizarea mult mai precisă, în special în zone de indoor. Apoi, power over Ethernet. Iarăși, foarte important, nu este neapărat o tehnologie foarte, foarte nouă, dar în momentul de față are aplicații concrete. Tehnologia LED permite să alimentăm sistemele de iluminat prin putere mult mai mică și există deja clădiri inteligente în care rețeaua de alimentare cu curent electric și rețeaua IP sunt integrate, sunt comune. Iarăși, de aici, în zona de clădiri inteligente, putând realiza orice ne dorim. Și nu în ultimul rând, iarăși vorbim de partajarea infrastructurii, m-aș duce în zona de exterior, sharing urban infrastructure, deci în momentul de față, stâlpul de iluminat pe care îl vedem pe stradă poate să devină practic un computer, el este parte din infrastructura urbană, avem deja, în afară de corpurile de iluminat de pe acest stâlp, avem deja semafoare, camere de luat vedere, acest element de infrastructură poate fi transformat într-o antenă GSM și poate fi controlat remote ca un orice fel de element de infrastructură și poate face parte din, până la urmă, și el din Internet of Things. Și aș încheia prin a-l cita pe Arthur Clarke, care spunea că orice tehnologie suficient de evoluată se distinge greu de fantastic sau de magic. Aș încheia prin a vă ura, may the force be with you. Mulțumesc!